În data de 9 iunie, ora 18:45 de minute, două echipaje specializate de stingere din cadrul secției de pompieri Hliugară au fost solicitate să acționeze pe raza localității Dormărunt, în apropierea autostrăzii Soarelui, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată și resturi menajere pe un teren viran, proprietate aparținând domeniului public al localității. La sosirea echipajelor de stingere, incendiul de vegetație uscată se manifesta cu flacără și cu fum dens pe o suprafață de aproximativ un hectar, existând riscul de extindere a flăcărilor din cauza vântului. Pompierii s-au deplasat la această intervenție cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă de capacitate mărită, acționând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ 60 de minute. Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompieri la fața locului, se pare că incendiul a fost provocat de o persoană neidentificată care a folosit intenționat o sursă de aprindere pentru a genera arderea vegetației uscate. În urma incendiului nu s-au înregistrat pagube materiale, iar fumul degajat de arderea vegetației nu a periclitat circulația pe autostrada Soarelui, pe respectivul tronson de drum. Pompierii atrag atenția oamenilor că igienizarea de primăvară poate constitui un real pericol de incendiu care se poate solda cu pagube materiale însemnate.